Nu. Iată slăbănogul îi răspunde lui Iisus cel mai puternic răspuns teologic dat de un om după 38 de ani de suferință. Doamne, nu am om să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa la venirea îngerului. Ce a vrut să-i spună lui Iisus prin aceste cuvinte, necerându-i? Putea să cadă la picioarele lui, să se umilească, putea să ceară, să se implore, dar nu pleca de aici până nu mă faci sănătos sau ceva. Nimic. I-a spus motivul pentru care el a răbdat atâta vreme, deci bunul simț. Nici măcar n-a încercat să mituiască pe cineva cu bani și să-i zică lui ăla, băi, târe-mă lângă scăldătoare și când a să vină îngerul, fă-mi un brânci acolo. Nici la asta nu s-a gândit. Deci a stat și a așteptat cu adevărat să-i vină vremea. Ce spune Evdokimov despre lucrul ăsta? Că smerenia nu este o definiție. Smerenia este ceea ce îl învață pe om să stea în banca și la locul lui și să primească ce îi se cuvine. Adică când Dumnezeu trebuie să-ți dea, te caută El și îți dă. Nu trebuie să-L cauți tu să-I ceri. Numai tu să meriți. Că așa se întâmplă. Noi alergăm la biserică și vrem de toate. Deci vrem de toate, dar nu-L căutăm pe Dumnezeu, ci alergăm la El, sigur că trebuie să ne dea ce vrem noi. Cum adică? Dar am făcut pomernic, de ce să nu se îndeplinească? Dar ce? Dar am dat bani, dar am citit psaltirea, dar am făcut acatiste, stai alea. Le-ai făcut? Nimeni nu-i împotrivă. Dar te-ai întrebat dacă meriți ceea ce ceri? Iată, omul acesta a avut puterea, după 38 de ani de așteptare, să nu ceară nimic. Nici măcar mila. Și și-a justificat bunul simț prin care a arătat că nădejdea lui era că trebuie să apară omul de care ai nevoie în viață. Așa ți apare duhovnicul în viață, așa ți apare jumătatea în viață când te căsătorești, așa ți apare un doctor bun la o boală gravă, așa ți apare un profesor bun când ești la școală sau ai un copil de dat la carte, așa ți apare un specialist bun într-o problemă pe care o ai, așa ți apare un sfătuitor bun într-o problemă pe care nu o poți descălci tu cu mintea ta, dar cum? Nădăjduind în Dumnezeu și nu cum facem noi oamenii. Când avem o problemă, n-așteptăm să-i dea Dumnezeu vreo soluție, ci toate soluțiile le dăm noi, îi le prezentăm lui Dumnezeu și începem ca la ofertă. A, varianta asta nu merge, varianta asta nu ține, varianta asta nu-i bună, asta parcă nu-i reușită, asta parcă-i prea grabnică, asta parcă-i prea nu știu cum. Și vine Dumnezeu și spune la urmă, nu ai nicio variantă, varianta e să mă aștepți. Așteaptă-mă cam să vin. Și s-a rugat pusnicul din Pateric 7 ani de zile și la un moment dat a ridicat ochii la cer și a zis, Doamne, dar nu mă auzi? Te-am ascultat de când m-ai chemat prima dată, dar de-abia ai făcut rugăciuni să te curățești. Mai roagă-te 7 ani să poți să te ascult, să-ți îndeplinești cererea. Deci iată că și Dumnezeu supune răbdării pe omul grăbit în calea vieții și în calea urcușului moral și în calea urcușului social și în calea urcușului duhovnicesc. Cum vine omul la credință și cum vine omul la biserică, primul lucru care îl face și umple biblioteca cu cărți. E firesc, e o dragoste de citit. Cum vine omul la credință și dă prima dată de Dumnezeu? Vrea o spovedanie bună, dar nu spune că ar vrea să nu mai greșească. Deocamdată îi trebuie o spovedanie bună. Părinții, îmi faceți o spovedanie ca la carte, dar el nu duce o viață ca la carte, numai spovedania o vrea ca la carte. Cum vine omul la biserică, vrea imediat împărtășanie, că așa spune la carte, dar nu așa spune la fapte. Cum vine omul la biserică, începe să vadă mai superior decât cel din jurul lui, mulțumesc-ți, Doamne, că nu-s ca ceilalți, și deja el vrea ceva în plus față de ceilalți, că ești proaș, nu-s ca el, el a descoperit calea. Dar Dumnezeu nu-i place calea aia, tu ești pe o cale strâmbă. Deci noi nu suntem în calea vitezei. De ce erau 5 pridvoare? Că sunt 5 simțuri de curățat în om. Prin botez și prin apa pocăinței, prin lacrimi. Dar acest slăbănog era în calea lui Iisus. Și ca drept dovadă că i-a stat lui Iisus în cale, Iisus de lângă el n-a mai făcut un pas. Știți ce i-a spus? Ia-ți patul tău și mergi la casa ta.
Nu putea Iisus să sară peste el. De ce? Pentru că faptele acelui slăbănog i-au stat în cale. Și Iisus nu trece peste inima înfrântă și smerită. Iisus nu trece peste Duhul cel Bun. Iisus nu trece peste Duhul cel Sfânt. Iisus nu trece peste omul ce se roagă cu credință. Nici n-ați început să vă rugați și v-ați primit de ce aveți nevoie. Nu ticluiți multe ca păgânii, ci ziceți 5 cuvinte cu inima. Ia să vedem dacă a zis 5. N-am om să mă arunce. Iată, cu inima.